Ploaia cu gheață amestecată cu ninsoarea viscolită au făcut 6 victime în Vrancea pe drumul european 85. Au fost 2 accidente, ambele produse din cauza șoferilor care nu au adaptat viteza la condițiile de drum și în total au fost implicate 4 autoturisme și 2 tiruri. În primul accident, produs în dreptul localității Slobozia Bradului, un șofer de 34 de ani din județul Bacău a pierdut controlul mașinii și a acroșat un tir care circula pe același sens. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe sensul opus, unde a lovit un alt autoturism și un alt autotren. Un singur om a fost rănit, iar în cel de-al doilea accident au fost implicate doar 2 autoturisme, dar au fost rănite 5 persoane.